Războiul din Ucraina a intrat în cea de-a 23-a zi, iar atacurile rusești continuă în vestul țării. Cel puțin 500 de civili au decedat din cauza conflictului militar și astfel s-a cerut ca Rusia să fie investigată pentru comiterea de crime de război. Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, l-a calificat pe Vladimir Putin drept criminal de război. Publicația The Guardian a publicat joi o analiză prin intermediul căreia au încercat să răspundă la întrebarea care stă pe buzele tuturor. Este sau nu este Putin un criminal de război? Ucrainienii sunt ruși și el vrea să unească de să rămână tot acolo. Deci asta e. Și dacă nu rămân, se întâmplă ce s-a întâmplat. Am văzut că este numit Vladimir Putin criminal de război. Ce părere aveți? Păi, dacă a avut curajul să facă treaba asta, este. Dar acum hotărăsc ăștia care stau și se uită la ei. E un popor agresiv, barbar, am învățat și majoritatea popoarelor slave. Ei s-au bătut între ei, de aia s-a făcut unificarea asta mare, URSS-ul, că s-a bătut între ei. Ei având putere și nepregătiți, de la Stalin, vorbind de la Stalin încoace, și de la Lenin. Ei așa au fost în aglomerația asta mare, așa le-a plăcut lor să fie liderul unu mondial. România, alături de alte 38 de state, a sesizat Curtea Penală Internațională, cerând procurorului Curții Penale Internaționale să înceapă ancheta cu privire la posibila comitere de crime de război, crime împotriva umanității, crime de genocide, în legătură cu desfășurarea ostilităților din Ucraina. Au forțat niște lucruri, până la urmă, și nu pot să zic că a fost corect ce au făcut. Că sunt niște reguli de respectat și trebuie să le respecte și ei precum se procedează internațional. De ce să omori un copilașul ăla? Că nu e vinovat. Și așa că lăsa, domnule, cum a dat Dumnezeu așa să fie? Că ne batem pe pământurile altora. Că... Curtea Penală Internațională învinovățește și crimele împotriva umanității produse în contextul unui atac pe scară largă sau sistematic îndreptat împotriva oricărei populații civile. Din acestea fac parte omuciderea, exterminarea, tortura, violul și sclăvia sexuală. Sub orice critică, n-am cu cele mai penibile cuvinte pentru o parte de ruși. Fostul lider iugoslav a fost judecat de un tribunal al ONU de la Haga pentru confruntările sângeroase de la căderea Iugoslaviei în anul 1990. Acesta a murit în celula sa înainte de verdictul instanței. Fostul președinte liberian a fost condamnat la 50 de ani de închisoare pentru patronajul atrocităților din țara vecină. De asemenea, a mai fost judecat pentru crime de război fostul dictator al Ciadului, care a murit anul trecut. Acesta a fost primul șef de stat care a fost condamnat la închisoare pe viață de către un tribunal african.